cunoașteți dumneavoastră despre Uniunea Europeană? Despre țările europene, despre traiul de acolo, cunoașteți ceva? Salariile? Lumea trăiește bine, salariile sunt mai bune, nu ca la noi sărăcini. Pensiile sunt mai mari. Da. Nu ați dori ca Republica Moldova să se integreze în această Uniune? Ar fi bine? Am dorit să se integreze, dar străim și noi ca și belge. Dar despre unirea cu România ce părere aveți? Nu doresc. Sunteți contra? Contra. Dar dacă aceasta ar fi ce unica cale și cea mai rapidă pentru integrarea în europeană, ca să schimbăm situația din țară, ați fi pentru sau nu? România. Cine nu l-ar fi întrebat? Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană? Ce părere? Bine fi. Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană? Asta e de dorit. Nu trăiesc de două ori. Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană? Acolo să merge. Acolo ar trebui de mare. Pentru aici și noi leacă mai ușor. Ce părere de dumneavoastră dacă Republica Moldova s-ar integra în Europa? Vă spun ce spui că eu, ca atare, sunt în Europa. Și construiesc la țară, nu construiesc căsuri. Timpul tot din o să vrat, nu o să vrat, dar o să vrat. Spuneți-vă, rog, dumneavoastră, ce părere aveți dacă Republica Moldova ar deveni un stat membru al Uniunii Europene? De când aștept tineretul? Dar nu suntem încă. Dar dacă totuși vom fi, doriți sau nu? Vă doriți acest? Da cum? Dar înțelegeți că noi, rămânând așa independenți, curând nu o să ne integrăm în Europa. Cu nivelul nostru de corupție, asta nu o să întâmple decât vom fi și noi și-o trăim. Știți? Corupția, nu mai te gândi să mai termine aici. Știți că foarte mulți moldoveni sunt de părerea că cea mai ușoară cale ca noi să ne integrăm cât mai rapid în Europa e să ne unim cu România, să fim țară mare cum și-am fost. Cu România am fost noi cu România și ajută, văd că mult ajută România. Și n-ar și trecat și eu. Adică dacă ar fi un referendum, ați votat pentru unire și ați ca să ne integrăm cât mai ușor, da. Și mai repede în Europa. Da. Deci, ce părere aveți dumneavoastră dacă Republica Moldova ar deveni un stat membru al Uniunii Europene? Tu ești de acord. Eu aș făcute și eu, poate ar fi o leacă mai, o leacă viață mai bună. Condițiile, salarii, chiar și pensiile pensionarilor. Dar dacă ar fi un referendum, ați votat pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană prin unirea cu România? Eu aș vota că și imagine pentru noi, nu numai pentru mine. N-am fost toată viața două. La rândul meu fost am slujit.